În urmă cu câteva luni a venit un băiat la noi în adunare, în mica noastră adunare, pe care l-am simțit cu toții, din prima, că nu e de-al nostru, că nu e cu noi acolo, că nu e în același duh cu noi, fără să ne vorbim între noi. Pur și simplu, când a deschis gura și a început să se roage, cum a scos primele cuvinte pe gură, ne-am dat seama, nu e de-al nostru. Pentru că a început să-i poruncească Domnul Iisus în rugăciune. Aia nu e rugăciune. A început să-i poruncească. Să-i dea porunci Domnului Iisus. Acum, vino! Cu toții am simțit, nu e de-al nostru. După aia, m-a sunat și a început să mă certe. Fine, i-am închis telefonul, că nu pot sta la telefon cu orele pentru frustrările unora sau altora. Că de ce nu te rogi așa, că de ce faci așa, el de fapt nu crede în Trinitate și așa mai departe. Și acum, recent, aici voiam să ajung, mi-a spus un frate că a vorbit cu el și că are o biserică online. Că el are o biserică online. Oamenii ăștia sunt atât de îngânfați, atât de îngânfați și atât de nesupuși rânduierii lăsate de Domnul Iisus, încât își fac propria lor biserică online. Și au pretenția că această adunare a lor online e adunarea Domnului Iisus. Nu există așa ceva. Domnul Iisus nu aprobă așa ceva. Domnul Iisus a lăsat niște reguli clare pentru adunarea lui. Aia e adunarea lui Gheorghiță și Vasilică. Dar nu e adunarea Domnului Iisus. Și în primul rând, aia nu e o adunare. Ok, poți să faci studii biblice online, poți să consiliezi online, poți să te rogi online, dar nu poți face adunare online. Oamenii ăștia se mint singuri. Datorită îngânfării și nesupunerii lor, au găsit o metodă prin care să-și liniștească cumva conștiința. Să spună că au și ei o adunare. N-au nicio adunare. Se mint singuri. Și le convine. E convenabil să stai în fața la un ecran, să nu stai lângă alt om și să pretinzi că tu ai dragoste. Că așa pretinde el și probabil și ceilalți, că ei au dragoste. Ei nu sunt ca ăștia, cu culte, cu denominații. Eu nu am denominații, da, sau culte. Așa pretind ei. Că ei au dragoste. Aia nu-i dragoste. Să stai în fața la un ecran nu e dragoste. Dragostea nu se manifestă în fața la un ecran. Deci aia nu e adunare și nu e dragoste. Te minți singur, pur și simplu. Și fac mesajul ăsta pentru că poate sunt printre voi unii care au astfel de gânduri. Sau poate chiar fac parte din astfel de adunări, astfel de biserici. Nu există așa ceva. Apropo, chiar există un canal de YouTube numit Biserica Online. Feriți-vă de canalul ăla de YouTube. Numai erezii. Feriți-vă de așa ceva. Numai cancanuri, titluri de alea clickbait, să te agațe, să te uiți. Și erezii. Erezii penticostalo-carismatici. Feriți-vă de așa ceva. Pur și simplu feriți-vă de așa ceva. Dacă sunteți abonați la canalul ăla, dați dezabonare imediat. Nu contribuiți la înșelare. Nu există biserică online. Să nu aveți impresia că dacă stați acasă și vă uitați pe YouTube la canalul Biserica Online, sunteți mai sfinți decât aia care se duc la adunare. Pentru că voi nu faceți parte dintr-un cult. Ok, nu ești de acord cu cultele, cu denominațiile. Nici eu, în mare parte, nu sunt de acord. Îți poți găsi o adunare fără cult, fără denominații. O adunare biblică. E foarte greu. Nu o să-ți găsești atât de repede. Dar nu poți să te minți singur că, stând în fața la un ecran, tu faci parte dintr-o adunare. Tu nu faci parte nicio adunare. Pe de altă parte, sunt adunări care
s-au separat de culte și denominații, dar care nu respectă rânduielile lăsate de Domnul Iisus în Scriptură. Unii chiar spun, eu nu vreau să fiu prezbiter că mă înalță, eu nu vreau să mă înalț. Se cred mai smeriți și mai sfinți decât Domnul Iisus. Dacă Domnul Iisus a rânduit în adunarea Lui prezbiteri, învățători, nu înseamnă că dacă ești prezbiter într-o adunare, tu te înalți pe tine însuți. Înseamnă că respecti rânduiala lăsată de Domnul Iisus. Și atenție, a fi prezbiter nu e un titlu, e o slujbă. Nu trebuie să te strige lumea, prezbiterul Gheorghiță, prezbiterul Vasilică. E o slujbă pe care ți-o dă Domnul Iisus și care e recunoscută de adunarea locală. Fizică, nu online. Nu există adunare online. Nu poți respecta rânduielile Domnului Iisus online și nu există, pur și simplu. E o ficțiune. Nu există adunare online. Nu ai cum să crești într-o adunare online. Nu ai cum. Crești printre oameni. Acolo apar problemele, acolo apar certurile. Acolo ai nevoie de răbdare. În fața la ecran e simplu. Ai toată răbdarea din lume. Stai în pijamale acasă și ai răbdare. N-ai cum să crești acolo, da. Și nu ai cum să crești nici într-o adunare locală, fizică, care nu respectă rânduielile lăsate de Domnul Iisus, în care toți fac ce-i taie pe ei cap. Am eu un cuvânt, oh, ce frumos e psalmul ăsta, hai să citesc eu psalmul. Aia nu e adunarea Domnului Iisus. Domnul Iisus a lăsat niște rânduieli în adunarea Lui. Dacă pretinzi că acea adunare e adunarea Lui, vei respecta rânduielile lăsate de El. Atât de simplu. Adunarea Domnului Iisus, regulile Domnului Iisus. Adunarea Lui, regulile Lui, nu ale mele. E atât de simplu. Și vedem în toată Scriptura că Domnul Iisus, prin apostoli, a rânduit în fiecare adunare locală prezbiteri. Prezbiteri, oameni responsabili să supravegheze asupra turmei Lui. El a rânduit lucrurile astea. Și în 1 Timotei 3 avem și calificările acestor prezbiteri. Foarte clar. Nu ai cum să dai greș. Așa recunoști un prezbiter rânduit de Dumnezeu. Nu se pune nimeni prezbiter ca așa vrea el. Nu. E recunoscută adunarea locală. Ca având această chemare și fiind înzestrat cu aceste daruri. Și de obicei, oamenii ăștia care nu se supun rânduielilor lăsate de Domnul Iisus, se leagă de ce scrie în Matei, capitolul 18. Unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Scot din context ce a vrut să spună Domnul Iisus acolo. Domnul Iisus a spus, vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Deci vorbește de rugăciunile a doi sau trei frați în numele Lui. Despre asta vorbește acolo. Nu spune unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, aia e adunarea mea. Nu asta e ideea. S-ar contrazice cu ce spune în tot restul Scripturii, cu ce citim în tot restul Scripturii. În Efeseni, capitolul 4, scrie foarte clar. El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților. Deci fără aceștia, fără apostoli și proroci care nu mai sunt astăzi, fără evangheliști, păstori și învățători, chemați și înzestrați de El pentru slujba asta, nu poți să crești. El i-a dat pe acest păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților. În vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos. Ca sfinții să ajungă și ei la rândul lor să slujească. În vederea lucrării de slujire. Ai nevoie ca acești învățători să te învețe și apoi să pui în practică ce spun. Folosind darul pe care ți l-a dat Domnul Iisus. Ai nevoie de oameni ăștia rânduiți de Domnul Iisus să fie învățători și păstori. Fără ei n-ai cum să crești. Fără ei nicio adunare locală nu poate să crească. Nu ne adunăm noi
online, 3 inși, 4 inși și zicem că avem adunare. Sau ne adunăm fizic și stăm acolo și ce-i dă Domnul fiecăruia și zice că avem adunare. Nu. Nu. Dacă nu asculți de rânduielile clare lăsate de Domnul Iisus în Scriptură, nu poți să-mi spui tu mie că tu ești călăuzit în mod special de Duhul Sfânt și spui tu ce-ți dă Domnul. Când tu nu asculți de lucrurile clare lăsate de Domnul Iisus în Scriptură pentru adunarea Lui, cum să spui că ești călăuzit de Duhul Sfânt? N-ai cum. Duhul Sfânt te va trimite la cuvânt. Cuvântul clar din Scriptură. Uite, așa trebuie să arate o adunare. Într-o adunare trebuie să fie prezbiteri, învățători, păstori care să hrănească turma. Și chiar dacă o adunare locală, să zicem că e proaspăt înființată, nu are atunci păstori și învățători, totuși e cineva, nu știu, din altă adunare care vine și învață. Până când Domnul Iisus scoate din acea adunare un prezbiter, un învățător, un păstor, care să-l pună acolo. Pentru că vedem în epistola lui Pavel către Tit că se formaseră deja niște adunări, dar Pavel îi spune lui Tit să rânduiască prezbiteri în fiecare cetate după aia, unde s-au format acele adunări. Deci, ăsta era primul lucru de care Pavel era îngrijorat. Asta îl interesa pe Pavel, să rânduiești prezbiteri. Ce prezbiteri ai tu în adunarea online? Ne adunăm noi online. Ce prezbiteri ai tu? Sau ne adunăm așa și fiecare face ce vrea? Aia nu e adunarea Domnului Iisus. Te mint singur. Pur și simplu te mint singur. Dacă nu respecti rânduielile, regulile lăsate de Domnul Iisus, aia nu e adunarea Domnului Iisus. E atât de simplu. Nu e nimic complicat. Nouă ne place să complicăm lucrurile sau celor care fac lucrurile astea, pentru că nu vor să se supună rânduielii lăsate de Domnul Iisus. Sunt nesupuși, sunt îngânfați. Se cred mai special ca alții. Nu e nimic complicat. Lucrurile sunt foarte simple. Regulile după care funcționează o adunare a Domnului Iisus sunt clare în Scriptură. Sunt foarte clare. Trebuie doar să citești și să le iei în serios. Dacă spui că ești credincios, că Domnul Iisus e Domnul tău, stăpânul tău, ascultă de stăpânul tău. El ne-a lăsat clar în Scriptură cum arată o adunare a Lui. Cum trebuie să arate o adunare a Lui? Nu e vorba de regulile unui pastor sau unui învățător sau mai știu eu cine. E vorba de regulile Domnului Iisus. El le-a lăsat. Atunci când cineva nu ascultă de aceste rânduieli, mereu va fi haos. Mereu va fi haos printre acei oameni. Toți oamenii care încearcă, cel puțin din câte am auzit eu, care încearcă să-și facă o adunare fără să asculte de rânduielile Domnului Iisus, într-un final se ceartă, nu se mai înțeleg, se dezbină, se despart, se duce fiecare în drumul lui. Ăla se crede mai deștept ca ăla, tu. De ce? Pentru că nu ascultă de rânduielile Domnului Iisus. De-aia. Așa sfârșește orice astfel de adunare. Sunt pur și simplu încercări de ale oamenilor de a contraface o adunare a Domnului Iisus. Oamenii vor să facă ce vor ei, ce simt ei, ce le place lor. Și asta vine din firea pământească, care nu vrea să se supună. E nesupusă. Fac ce vreau eu, fac cum cred eu. Eu trăiesc în dragoste, ăia n-au dragoste, noi trăim în dragoste aici. Dragostea se manifestă prin ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu, de rânduielile lăsate de Domnul Iisus. Dragostea nu e un sentiment. Dragostea acționează, se vede în acțiunile tale. Pentru că îl iubesc pe Domnul Iisus, o să ascult de El. Mie mi-ar plăcea să fie așa. Domnul Iisus a spus altfel. Ascult de Domnul Iisus. Pentru că îl iubesc. Și El știe mai bine, bineînțeles. El știe mai bine de ce a rânduit lucrurile așa. Și adunarea Lui.
trebuie să asculte regulile lui, dacă e adunarea lui.